Noul tip de autobuz pe care TPL Suceava și-l dorește în parcul auto a poposit în municipiul nostru pentru o demonstrație. În luna februarie, autobuzul electric va fi testat timp de 2 săptămâni. Prezentarea autovehiculului a fost făcută de șeful companiei auto, Stefano Albarossa. Autobuzul cu motor electric are o capacitate maximă de 100 de persoane. Numărul de scaune nu depășește însă 30. Alte informații sunt oferite de primarul Sucevei și de specialiștii în domeniu. Acest autobuz este venit încă din cursul zilei de ieri. Sigur că el a fost adus pe un trailer de la Timișoara, pentru că autonomia lui de funcționare electric este undeva la 200-200 ceva de kilometri, ceea ce înseamnă exact cât parcurge astăzi un autobuz la Suceava pe rutele din interiorul orașului. Deci ar avea o autonomie de funcționare de o zi. Și avantajul, sigur, se poate încărca pe timp de noapte, când costurile energetice sunt mai reduse. Societatea de transport public local este operatorul principal al acestui serviciu în municipiul Suceava. Pentru noi, mașinile electrice sunt mașinile viitorului. Aceste mașini nu poluează, nu fac zgomot, deci au mari avantaje, atât pentru municipalitate, cât și pentru noi. Întotdeauna vehiculele electrice, introducerea vehiculelor electrice în orașele Uniunii Europene, consider că este o prioritate de mediu și, în ultimul rând, și economică. Problema cu care se confruntă aceste orașe din întreaga lume, aș spune, cu privire la emisiile și schimbările climatice, poate fi rezolvată cu aceste mașini electrice. Suntem în responsabilitate de a duce în România o tehnologie de vârf, tehnologie de transport electric aplicat la transportul urban. Noi am pregătit o mică prezentare unde am încercat să răspundem la primele 100 de întrebări. Pentru noi, Suceava este o municipalitate extrem de importantă, nu numai fiind un client deosebit, dar fiind un client atât de deschis și sensibil la aspectele pozitive din aceste noi tehnologie. Și asta nu este noutate de ieri, așa cum a povestit domnul primarul, deja de mulți ani în Suceava se lucrează pentru atragere fonduri internaționale pentru a finanța aceste dezvoltările. La finalul prezentării, cei prezenți au făcut un tur de onoare al orașului cu autobuzul. Mi-aduc aminte cu nostalgie de acum 10 ani de zile, când tot așa a venit o firmă și ne-a făcut o prezentare, un drive test cu un autobuz fabricat undeva în Turcia. Spuneam noi atunci, cine am dat să avem noi așa 30 de autobuze la Suceava și am avut mai frumoase, cele care sunt și circulă și astăzi. Eu sper ca să putem reuși anul viitor, pe fonduri europene, să organizăm o licitație și să aducem autobuze electrice la Suceava. Din prezentarea făcută, așa cum ați putut observa, chiar dacă domnul director a fost foarte diplomat, ca să spun, în ceea ce privește costurile, este clar că prețurile de achiziție sunt mai mari, dar ele se amortizează perioada exploatării. Ori măsura în care noi vom face rost de banii europeni, va fi total avantajos pentru municipiul Suceava să aducem transportul electric în oraș, odată prin fonduri nerambursabile la Uniunea Europeană și cu niște costuri foarte mici în comparație cu cele de astăzi la întreținerea și la exploatarea autobuzilor în viitor. Este o relație foarte bună cu municipalitatea Suceava și atât cu societatea de transport public local și ne place să aducem la clienți noștri cel mai deosebit tehnologie de vârf. Mulțumesc foarte mult! Stația de încărcare vine cu autobuz și este inclusă în prețul autobusului. Și așa cum povestea înainte director din societatea publică care l-a văzut, sunt ca într-o dimensiune foarte, foarte mică.